Sunt două lucruri care marchează viața unui părinte în relația cu copilul. Și anume, ar vrea să-i vadă fericirea, ar vrea să-l vadă fericit, ar vrea să-l vadă împlinit, ar vrea să-l vadă sănătos, ar vrea să-l vadă că reușește în viață. Acesta este cel din tâi. Și cel de-al doilea este că un părinte n-ar vrea niciodată să vadă nenorocirea copilului lui. Așa ceva departe. Și Sfânta Scriptură spune, dacă voi care sunteți oameni, doriți acest lucru pentru copiii voștri, cu cât mai mult Dumnezeu pentru noi toți. Astăzi învățăm despre himera zilei de mâine. Ce este o himeră? Este un fel de imaginație, un animal compozit din antichitate, aplicat la viața noastră de fiecare zi. Este un fel de imaginație rea, un fel de lucru înșelător pe care cineva contează, se prinde de această pânză de păianjen, genera de fapt nimic acolo, dar în etimologia cuvântului există ideea aceasta că himera sau imaginația minții noastre sau lucru care ne înșală sufletul, ne amăgește inima, este irezistibil. Devine atât de puternic încât cu greu cineva poate rezista, chiar dacă își dă seama că de fapt este un nimic. Nietzsche spune treaba aceasta, când te uiți în abis, nu uita că și abisul se uită în tine. Astfel că faptul că un om nu mai rezistă răului din viața lui, nu este pasul întâi, nu este prima etapă. Căderea s-a produs acolo când a intrat în dialog cu un astfel de vis, cu o astfel de himeră, cu o astfel de imaginație a minții. Intrarea în dialog duce pas cu pas la lucrul acesta. Este un cântec cunoscut în lume, nu știu cât l-am ascultat, dacă mâine niciodată nu va veni. A fost scris în 1989 de Garth Brooks. Dacă mâine niciodată nu va veni. Și acum întrebarea este, și chiar vreau să vorbim puțin pe... Dom'le, există mâine sau nu există? Ce ziceți? Mereu există mâine. Mereu există. Dar niciodată nu vine. Nu există mâine. Să vă spun de ce. Când ajungem mâine, cum îi zicem? Astăzi. Nu. Și zicem iară că vine un mâine. Ajungem iar acolo. Iar este un astăzi. Pe motivul acesta, ne-a spus Mântuitorul nostru, nu umblați după himera aceasta numită mâine. În Matei, capitolul 6, cum a citit Leonardo, foarte bine, mulțumesc, acest lucru spune, nu vă preocupați cu lucrul acesta. Nu vă preocupați cu așa ceva, pentru că ziua despre la care vă gândiți, voi se va ocupa de ea însăși. Ajunge acestei zile, adică trăiți în prezentul acesta fără să faceți din mâine o himeră, fără să faceți din mâine o scuză, un pretext pentru a nu face astăzi ceea ce am de gând să fac mâine sau altă dată sau mai târziu. Am pierdut un card, între multe altele care le-am pierdut eu în viață. Nu-mi pare rău că l-am pierdut, nici m-am mirat că l-am pierdut. Dar știți de ce m-am întristat în sufletul meu? Dacă nu mi-ar fi venit în minte și dacă nu mi s-ar fi spus în clipa aceea de către cineva care e aici acum, dacă nu mi s-ar fi spus, pune cardul în portmoneu. A, las, imediat îl pun. Imediat a fost never. Mâine. Himera acestei zile este autoarea distrugerii multor planuri de viață, destine la care ar fi putut să ajungă cineva, potențialul era acolo, era plantat de Dumnezeu, toate erau acolo. N-a ajuns pentru că cineva undeva a contat pe această himeră. Mâine, mai târziu, mai încolo. Iacov ne spune, având în vedere că nu știți ce conține această zi de mâine,
Având în vedere lucrul acesta, nu vă rezemați pe așa ceva, nu vă prindeți de această pânză de păianjen. Frații mei dragi, săptămâna aceasta am sângerat literalmente sufletește, am fost în legătură permanentă cu Dana Borcea și cu Silviu Dachin. Soția lui a donat un rinichi lui, al doilea transplant. Primul a fost cu ani în urmă. Nu pot să uit băiatul acesta cum venea cu un rinichi și mergea la Roșiorii de Vede și făcea dializă ca să poată să participe la evangelizare. Nu pot să-l uit cum călătorea sute mii de kilometri în țară ca împreună să lucrăm pentru Dumnezeu. Și acum rinichiul ăsta s-a epuizat, a trebuit un altul, au fost făcute teste asupra soției și s-a găsit compatibilitate și era amândoi în spital și eu am fost cu ei pe text continuu. Am textele aici în telefon. Cum merge? Cum sunteți? Cum funcționează? Cum evoluează? Ce se întâmplă? Și îmi scrie un text scurt. Gata, nene, așa mi-a scris Silviu. A trecut, deci a trecut, s-a făcut operația. Au recoltat rinichiul de la Dana și l-au plantat la lui Silviu. Și zic, cum e totul? Totul funcționează bine, sunt înconjurat de aparate, totul este frumos, totul este bine. Un lucru inimaginabil de îmbucurător și înălțător, pe care însă nu avem dreptul să ne rezemăm. Cât de adevărat este, poate fi o himeră. Singurul pe care avem dreptul și trebuie să ne rezemăm este Dumnezeu. Afară de aceasta nu există nimic, oricât de real ar părea, pentru că în minutul 2 îmi scrie, wow, 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 Silviu a făcut un infarct. A făcut al doilea infarct. Silviu a decedat. Lucrul acesta ne face pe noi să deschidem ochii asupra adevărului cu privire la viața noastră. Nu mai vorbim de ziua de mâine. Vorbim de ora aceasta. Vorbim de minutul următor. Nu putem să ancorăm în această pânză de păianjă în care este realitatea aparentă, mi se pare că ar fi așa, mi se pare că deci este, nu, ci singurul lucru și ultimul cuvânt îl are Dumnezeu în privința aceasta. Vă imaginați ce bucurie a putut să aibă Iov când a auzit că este vizitat la spital, nu? Și în suferința aceea grozavă, nici nu poate avea un pacient, un suferind, nu poate avea o bucurie mai mare decât să știe că este vizitat și de cine? De prieteni, când Biblia spune prieteni. Una este să te viziteze cineva rece și indiferent și alta este să te viziteze cineva care pune suflet în sufletul tău și vă dați seama ce bucurie a putut să aibă el. Abia aștepta să înceapă convorbirile cu ei despre Dumnezeu, despre înțelesul vieții, despre existența răului, despre ce se întâmplă acum. Abia aștepta, avea cu cine să vorbească, se hrănea sufletul lui când vorbea cu oamenii aceștia și a fost o himeră. Blestemat este omul care se încrede în om. No, dar nici în așa, prieteni, frați de la adunare, uite așa, și nu e vorba de omul de pe stradă să am o încredere din asta nebunească, e vorba de prieteni apropiați, e vorba de oameni. Capitolul 6, versetul 15. Frații mei s-au arătat înșelători ca un pârâu, ca albia păraielor care trec. Usploile turbură cursul, zăpada se îngrămădește pe ele, vine arșița vremei și seacă, vine căldura soarelui și li se usucă albia. Frații mei, cete de călători se abat din drumul lor, se cufundă în pustie și pierd în fața acestei iluzii. Uite un izvor, uite un pârâu, uite apă! Și merg, se cufundă în pustie, se abat din drumul care îl știu că este drept, intră în pustie, frații mei, și se cufundă în pustie și pierd. Cetele celor din Tema se uită țintă la ele și sunt pur și simplu hipnotizați de real. Văd cu ochii mei, dar am văzut cu ochii mei, dar este așa, este adevărat, dar rămân înșelați când ajung acolo. Rămân uimiți când ajung la ele.
cu toate că sunt plin de nădejde când le văd. Dacă este un loc unde putem să ancorăm speranța noastră, acesta este Domnul. Doar acolo nu este schimbare și nici umbră de mutare. Oriunde altceva, totul este în trecere, totul este fluid. Toate lucrurile merg în direcția aceasta. Dacă ne uităm atent în viața noastră și auzim de vânzări, cumpărări de una de alta, în realitate nimic nu se vinde, nimic nu se cumpără, totul se schimbă. Schimbăm ceva pe altceva. Și lucrul acesta nu se aplică doar la cele materiale, mai ales la cele ale sufletului nostru. Și care ar fi valoarea aceea pentru care cineva ar fi dispus să schimbe sufletul lui, întreabă Domnul Hristos. Ce ar fi să îi se dea în schimb cuiva pentru valoarea sufletului lui? Sau ce ar mai putea face un om care a vândut sufletul lui să răscumpere sufletul lui înapoi? Nimic nu se vinde, nimic nu se cumpără. Și iată, Ieremia constată această istorie cumplită care a stat la baza robiei babiloniene și a dezastrelor despre care citim în Scripturi. Zice, ei au făcut două lucruri. Numărul unu, m-au părăsit pe mine izvorul apelor vii, zice, unul, nu mai vreau să fiu la credință, nu mai vreau să... Bă, bine, nu există. Puterea lui Dumnezeu nu include forță, niciodată. Nici puterea iubirii, nici aia. Nu. Forța nu face parte din puterea adevărată. Cineva nu. Bun, ne gândim, eu nu mai vreau să mai umblu cu Dumnezeu. Bine, asta este numai jumătate. Cum am spus unei biserici în Londra, mi-au prezentat planul pe un an de zile. Uite ce avem de gând să facem. Am zis că asta e jumate. Unde e jumatea alaltă? Nu, e pe 12 luni. Nu. Jumatea alaltă prevede ce faceți voi pentru omul din stradă. Voi ați scris 12 luni, ce faceți pentru voi înși vă? Închinarea la sine este aceasta. Unde sunt celelalte? Astfel că Biblia spune, m-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și n-au rămas aici. Nu rămâne nimeni aici. Nimeni care zice plec de la Domnul. Nu. Asta e jumate numai. A doua jumătate sună așa, unde te duci? Unde mergi? Bă, nu plec, am înțeles, dar nu dispare. Pleci în altă parte. Bun, și-au săpat puțuri, fântâni crăpate, care nu țin apă. Au schimbat izvorul apelor vii pe fântânile acestea uscate, care nu țin apă. Și nu e nimeni nevinovat în privința aceasta. Dumnezeu, adică, lucrează într-un fel, în așa fel cu fiecare dintre noi, încât în final nu va fi nimeni care să poată aduce un pretext sau motiv sau o explicație pentru așa ceva, pentru că nu există lucrul ăsta. Un singur cuvânt se va spune, Doamne, ai fost drept când ai judecat așa și ai hotărât așa în dreptul meu. A venit peste lumea noastră plaga roșie, comunismul. Este, rămâne aici până la seceriș. Au trecut popoare prin valuri de sânge, zeci, sute de milioane, nenorociri nemai auzite. A venit peste omenire plaga nazistă. S-au petrecut atrocități pe care nu le suportă rațiunea. Întrebare. A prevenit Dumnezeu aceste lucruri? A deschis Dumnezeu mintea cuiva? A spus Dumnezeu ce se va întâmpla? Ne-a spus El unde duce drumul acesta? Am mers noi pe un drum pe care n-am știut... Nu, cei care au citit Ferma Animalelor a lui Orwell au văzut acolo prorocia despre ceea ce urma să se întâmple. Cei care au citit 1984 vor vedea, văd ce se întâmplă mai departe. Oamenii nu sunt, nimeni dintre noi nu este nevinovat atunci când alege iluzia în locul realității lui Dumnezeu. Nu există nevinovăție în sensul acesta. Povestește Elie Wiesel în trilogia Nopții că a scăpat unul din lagăr, de la Auschwitz. Ei aveau seara acolo la Auschwitz. Aveau să numeau activități seara
și scoteau copii, femei, bătrâni, împușcau într-un chip barbar, torturau, toți cădeau într-o groapă, erau diverse gropi făcute acolo și însoțite de râs, de batjocură. Unul dintre cei care a fost acolo a căzut în groapă cu toți cei omorâți, dar nu a fost omorât. A scăpat, a ieșit de acolo, a ajuns în țară la noi și a spus de unde vine. Și a spus ce se întâmplă acolo, dar, nu, vezi de treabă, acolo sunt niște lagări de protecție, s-a spus, acolo oamenii sunt protejați, sunt așa, sunt întreținuți, filme, li se dă filme, mâncare, cu tar. El țipă și spune, nu, asta este o himeră, nu există așa ceva, este o iluzie. Câți l-au crezut? Niciunul. Dumnezeu nu se face vinovat față de nimeni pentru că folosește un copil, un bătrân, un bolnav, un fenomen din natură prin care se adresează nouă. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul, dar, spune Biblia, omul nu ia seama. Și iată ce trăim noi în zilele noastre acum. Sigur că sunteți la curent cu hărmălaia aceasta pariziană a Jocurilor Olimpice și așa mai departe. Un singur lucru am căutat să înțeleg aici. Care a fost intenția din spatele la tot ce s-a întâmplat ca să-mi dau seama unde duce drumul acesta și să vin înaintea familiei lărgite sau a mea? Care a fost lucrul acesta? Am auzit scuze, explicații. Dar New York Times scrie ideea că o figură centrală este acolo cu un halou în jurul capului cu semnul acela al Sfințeniei și un grup de urmași sunt în fiecare parte la dreapta. Este atât de tipică cinei Domnului încât a avea pretenția ca vreo persoană să vadă altceva în acest lucru este un pic de obrăznicie. Asta scrie New York Times. Se numește, nu știu, ați observat, gaslighting, se numește în fenomenul acesta al narcisismului. Demonizarea modernă este narcisismul. Și în cadrul acestuia, gaslighting înseamnă să iei persoana nevinovată și să o faci să se simtă vinovată și responsabilă pentru păcatul care l-ai făcut chiar tu. Oamenii sunt proști și needucați că n-au înțeles mesajul nostru foarte înalt. Bun, iubiții mei, drumul acesta nu se oprește aici. Ochii deschiși de Dumnezeu în lumea întreagă văd bine unde duce drumul acesta. Duhul Sfânt comunică minților oamenilor. Nu este nimeni nevinovat pentru cursul și pentru drumul pe care omenirea îl apucă în vremea noastră. Și într-o vreme ca aceasta, dacă e vreo vreme în care noi trebuie să fim eliberați de aceste chimere sau imaginații sau închipuiri și în care să trăim în lumina și în prezența lui Dumnezeu, asta este vremea. Din clipa aceasta urmează beția. Cartea Apocalipsei spune popoarele s-au îmbătat cu așa ceva. Dar lucrurile nu rămân aici. Ultimul cuvânt îl are Dumnezeu, chiar dacă lumea întreagă alege un alt drum. Foarte bine, în vremea lui Noe au ales un alt drum, fără discuție. Cuvântul acela, n-au știut nimic, nu înseamnă ignoranță, ci înseamnă n-au vrut să știe. Nu vreau să știu, vreau să spun ce, nu vreau să aud. N-au știut nimic. Levitic 20 spune așa. Dacă poporul țării închide ochii față de situația aceea, versetul 5, îmi voi întoarce fața eu împotriva omului acestuia și împotriva familiei lui. Cine închide ochii ca să se dedea la gânduri stricate, spune cartea Proverbelor, a și săvârșit răul, așa cum a subliniat Mântuitorul nostru. E foarte ușor să închizi ochii. S-a zis despre struț că ar băga capul în nisip, dar nu s-a verificat chestia asta, nu se... N-a prins nimeni niciun struț cu capul nisip. Dar este o idee, o parabolă. A închide ochii față de o situație, a te face că nu vezi, lucrul acesta nu schimbă cu nimic realitatea. Ci dacă cineva, spre exemplu, vede suferința cuiva și închide ochii, se face că nu vede, cine dă săracul nu duce lipsă, dar cine își închide ochii, este încărcat cu blesteme.
Nu că n-a văzut, n-a auzit, n-a știut. Știe Dumnezeu că au fost închiși ochii on purpose, cum zicem noi, cu bună intenție. Rămâneți încremeniți și uimiți, spune Isaia 29. Închideți ochii și fiți orbi, ei sunt beți, dar nu devin, se clatină, dar nu din pricina băuturilor tare. Adesea pregătim și ne protejăm cu tot felul de lucruri. Armata are tot felul de protecții, de sateliți, de așa, de toate lucrurile. Problema însă, cea mai primejdioasă, este cel mai puțin protejată. Cine poate să-mi spună pe ce cale s-a născut păcatul în universul lui Dumnezeu? Gândiți-vă bine, vă rog. Hai să gândim împreună. Hai să ne lumineze Dumnezeu mintea, că imediat după aceea o să trecem la alt exemplu. Pe ce cale a intrat păcatul în prima ființă, în tatăl minciunii tale? Pe ce cale? Pe calea imaginației. Mă voi sui, voi fi, mă voi ridica. S-a întâmplat așa ceva? Nu. A fost imaginație. Pe ce cale a intrat păcatul în primii noștri părinți, în familia noastră? Pe ce cale a intrat? Pe aceeași cale. A văzut că și-a imaginat că pomul e bun de mâncat. N-ai cum să vezi că e bun de mâncat dacă nu muști. Dar imaginația. Și-a imaginat că deschide mintea, și-a imaginat că este bun la asta. Imaginația. Pe ce cale a venit păcatul la Samson? La Absalom? La noi, fiecare dintre noi. Nu ți-aduce aminte bine că înainte de a zice sau de a face sau de a respinge acest lucru, ai gândit în mintea ta și ți-ai închipuit că va fi așa, că va fi pe dincolo. Că... Și nu e adevărat că lupta aceasta a început aici. Tocmai aici ne cheamă pe noi Bunul Dumnezeu să trăim ceea ce scrie în Epistola către Romani. Frații și prietenii mei, nu vă opriți la explicațiile tradiționale sau cele ușoare, superficiale. Nu lăsați pe Dumnezeu așa de ușor din mână, puneți mâna pe El. Nu pleci de aici, de lângă mine, până nu mi-explici Roman 12. Ce înseamnă pocăință? Spune-mi! O, dacă voi întreba lumea din jurul meu, îmi va spune că înseamnă schimbarea minții. Dar dacă voi întreba pe Dumnezeu, îmi va spune altceva. Îmi va spune pocăință înseamnă... Cine știe? Iată ce scrie Sfânta Scriptură aici, ca să deosebiți bine voia lui Dumnezeu. Asta înseamnă pocăință, să faci diferență între voia lui Dumnezeu. Să vă prefaceți transformare prin înnoirea minții, acestea sunt instrumente, este procesul, cu obiectivul de a distinge bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Aș vrea să ne oprim la punctul cel mai însemnat al tuturor lucrurilor. Care este raportul dintre voința ta și voința lui Dumnezeu? Ce ai învățat, ce ai auzit, ce știi, ce crezi despre acest lucru? E voința mea, e voința lui? Ce ai învățat despre voința Domnului nostru Iisus Hristos în grădina Ghețimani și voința Tatălui din ceruri? Par divergente acolo, pare că și Iisus a avut o întâmplare acolo unde a zis că aș vrea să nu, tu ai vrea să dai, eu aș vrea să nu. Nu e vorba despre așa ceva. Este vorba, noi avem aceeași voință. Cum se va întâmpla aceasta? Pe ce cale las la mâna ta, Doamne Dumnezeule? Acolo nu scrie ori voia mea, ori voia ta. Acolo scrie... Cum este voia ta, așa este voia mea. Voim același lucru. Nu ce se va face, nu ce vom voi, ce vei voi tu și ce voi voi eu, nu, ci nu cum aș dori eu, ci cum ai dori tu. Adică acolo are loc această deplină
contopire a voinței noastre cu voința lui Dumnezeu. Nu e voia mea și voia ta, ci este voia noastră, Tată. Și nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Iar în Ioan 6:40, voia Tatălui este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, îți mulțumim, Tată din ceruri. Cuvântul Tău este Duh și adevăr și putere. Îți mulțumim că ne-ai făcut parte în această viață scurtă, ca un abur. Ne-ai făcut parte de tot ce putea fi mai frumos și binecuvântat, cuvântul Tău. Fă, Doamne, ca acest cuvânt al Tău să nu cadă la pământ în inima noastră, ci să se întoarcă la Tine cu rod, așa cum ai spus. Și lucrează Tu prin Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, ca voința noastră și voința Ta să fie una în Domnul nostru Iisus Hristos. Amin.